Bună ziua și bine v-am găsit la profesorul Mateu. Lasă așa. Da, să începem o problemă de asta frumoasă, la care vă invit să fiți foarte atenți. Zicem așa. Mama avea 23 ani când s-a născut Ana. Ana avea 5 ani când s-a născut Ionuț. Ionuț avea, nu, acum, mamă, împreună cu Ana și Ionuț au, deci acum mama împreună cu Ana și cu Ionuț au 45 ani. Câți ani au fiecare? Câți ani au fiecare? Au fiecare. Știți că mama egal Ana cu 23 de ani. Deci mama egal cu Ana cu 23 de ani. Da. Deci se repetă corect. Mama avea 23 de ani când s-a născut Ana. Ana avea 5 ani când s-a născut Ionuț. Acum, în momentul acesta că discutăm, mama împreună cu Ana și cu Ionuț au 45 de ani. Câți ani au? Fiecare. Segment. Dirigează-mă. Pot să vă spun o idee? Sine, te rog. Trebuie să spun că mama este egal cu A plus 23 și că Ana este egal cu 5 plus Y, cu Y plus Ionuț. Și apoi să ducem A-ul de la M, să mă fițăm... Să transformăm Ana în cel de sus. Deci, să notăm, sau cam așa ceva, să prin ecuații, zice. Vrea prin ecuații. Concret. Mama este egal cu A plus 23. A plus? 23. Dar A cine este? A este A. A, Ana. Deci mama egal cu Ana plus 23. Deci, egal cu Ionuț plus 5. Și acum mergem, înlocuim A-ul de la M cu cel de aici și o să scriem că Ionuț plus 28 este egal cu mama. Și mai au relație, iau împreună, zice. Mama împreună cu Ana și Ionuț au 45. Trebuie să mai pui și asta. Mă plus A cu sin. Mă plus A cu sin este egal cu 45. Mă plus A plus I egal cu 45. Așa. Și acum o să scriem acolo, sau putem să scriem... Să înlocuim A-ul. Da, deci îl ducem pe A.
I plus 28. I plus 28. Și avem și că mama este egală cu A plus 23. Mama egală cu A plus 23. Și acum am putea ca... Și vezi, ne va mai folosi, de așa le-ai folosit asta. Atenție, asta că mama egal cu 23, e de așa folosită în asta de aici. Practic este a doua, nu? Ai ajuns la legătura între mama și Ionuț în momentul de față. Trebuie să folosiți și mult mai mulți. Mama n-a pus Ionuț, fac 45 de ani. Nu, din mama scrie Ana pe 23, nu din mult. Și îți propui să fie o aceeași recunoscută... A, pe care scrie că mama o să fie Ionuț plus 28 și A o să fie Ionuț plus 5. Deci, ca să fie totul funcție de Ionuț, da? Da. Deci, în clipa asta, la mama pune A plus 23, A plus 23. Nu, iar deci Ionuț plus 28. A plus 28. Sigur că da. Ionuț plus 28. Ionuț plus 28, ca să fie Ionuț peste tot, da? Ionuț plus 28, plus, plus Davide, plus... Plus I, plus I, I plus 5. Plus Ionuț, I plus 5. Adică asta am locuit-o. Și plus I, și egal cu 45. Da. Și la ce ajung? O să acum avem 3 I. Deci echivalent. 3 I. Plus 33. Plus 33. Trebuie să facem 35. Acum am să dăm 33. Da. 7. Da. Nu poți să faci, dar o anumare. Da. Deci vine ce spune? Printr-un 3, dacă zice peste tot. Așa este tot, ca și m-am distribuit. E corect. Da. Poți să faci. Și vine... Ionuț plus 11. Este egal cu 15. 15, corect. Ionuț este egal cu 4. Ionuț este egal cu 4. Și acum putem să... Ana este egal cu 4 plus 5 ani până acum. Da. Și deci... mama este egal cu 28 plus 4, 32. Deci Ana este cât ai zis tu? 4 plus 5 ani până acum. Și mama 4, 32. Mama 32. Și Ionuț... Și mama 4. 4. În total, suma lor este așa. Bun. Asta, Davide, hai să mai vedem o dată cum a raționat Daniela și a spus așa. Mama este Ana plus 23. Deci, la momentul acela, fiindcă mama avea 23 de ani când a născut-o pe Ana, înseamnă că din momentul acela, mama rămâne tot timpul cu 23 de ani în plus față de Ana. De aceea, mama înseamnă la plus 23, nu știm peste câți ani, la momentul acela cum va fi. Ana, fiindcă avea 5 ani când s-a născut eu Ionuț, înseamnă că această diferență de 5 ani s-a păstrat tot timpul. Adică tot timpul Ana va avea cu 5 ani față, plus față de Ionuț. Ana va fi Ionuț plus 5 ani. Și ultima relație este asta. Mama plus Ana plus Ionuț fac 45 de ani. Deci este corect. Și din clipa asta, sistemul ăsta care să cele trei relații trebuie gândite cam așa. Ne organizăm așa fel încât în ultima relație să ne ducem cu aceeași necunoscută. Adică pe mama o înlocuim. Am scris Ana cu 23, am scris Ionuț cu 28. Exact. Ca mama să fie în funcție de Ionuț. Deci o primă manevră pe care o facem, pe Ana o înlocuim de așa sus, ca să fie mama în funcție de Ionuț. Da? La fel, mama, deși ca expresie în funcție de Ana, este în funcție de Ionuț. În funcție de Ionuț. Și și iată, Ionuț este cel care de acum rămâne să fie aflat. Cum
cum credeți că am putea face prin segmente? Că pare ideea cu segmente și ar vrea să încercăm cu segmente. Suntem, cum putem duce la nivel? Aici a fost pur și simplu la nivelul clasei a 8, mai să zic așa. E un sistem de ecuații, nu? Trei necunoscute. Destul de interesant și de într-una în alta. Metoda substituției o aplică aici. Ei, în clasa a 5-a. Bun. Cum ai zis cu segmente? Fac un segmente, mamă. Așa, trebuie să mă anunț. Deci mama cu 23 de ani. Ana este cu 23 mai mică decât mama. Ana este cu 23 mai mică decât mama. Adică Ana, de aici când se naște, până când vine Ionuț, 5 ani, punem 5 aici. Dar se întâmplă același lucru și cu mama. Dar eu treaba și mama, și 5 ani. Da? Tot 5 ani se duce și mama în față. Asta acum are cine? Ana aici este nou. Ana. Și în clipa asta, din clipa asta apare Ionuț. Se naște Ionuț. Da? Ionuț, se naște Ionuț. Ei, câți ani vom pune la... Vedem mecanismul care vom pune problema. Practic, până la momentul nașterii lui Ionuț, mama împreună cu Ana au ce vârstă? 33. Că 5 cu 5, 10 și cu 23, 33. Acum, în clipa asta, când eu vreau să mai adaug și lui Ionuț, voi face asta gândindu-mă ce vârstă e cu lui Ionuț. Și dacă lui Ionuț i-a pus 4 ani, așa am făcut de problema, așa am gândit problema, eu am avut grijă acum să spun 4, când eu nu să aibă 4 ani. 4 și 4. Practic, când am dat suma aceea de 44, 45 de ani, n-am făcut decât lui 33, să-i pun de 3 ori vârsta lui Ionuț. 4 plus 4 plus 4. Nu o am întâmplat, că nu se împărțea exact acolo. Da? Deci am adăugat aici de 3 ori vârsta lui Ionuț. Și care e mecanismul de compunere a unui astfel de probleme? Se fixează o vârstă de bază a mamei, se adaugă acum un copil în vârsta aceea, dar dublu, pentru că și mama crește. Deci am adăugat la 23, am adunat pe 10, da. De două ori 5. Și de urmă am adunat un multiplu de 3. Am adunat pe 12. Puteam să adun un multiplu de 6, de 2 ani, de, da? Nu lăsăm la o distanță, dar vreau să vă spun de realității. Și eu, să mă aflați, făceați 45 minus 33 și împărțați la 3. Ai, exact așa. Deci din 45 scădeam pe 33. Și în felul ăsta se împărțim la 3 secunde și toată povestea este foarte simplă. Dar dacă compun așa problema, să vezi, acum o să o continui. Dar vreau mai închis să compuneți voi o problemă. Noi? Da, da. Da, trebuie să compunem cu o problemă. Sigur, în numele, urmărește să vezi ce e interesant. Aici. Mama are 33 de ani. Deci, mama, spui așa, avea 33 de ani, când s-a născut? Ana. Când s-a născut? Ana. 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 Era. Avea. Avea. 4 ani. 4 ani când s-a născut Ionuț. Mergem în tot, așa că este puțin, da? Când s-a născut Ionuț. Și împreună acum. Împreună au. Thank you.
Cât? Stau. Au 47 de ani. Împreună au 47 de ani. Deci 47 de ani. Asta e cu Davide. Da. Deci Davide a compus problema asta. Aha. Acum să-l rezolvăm. O rezolvăm, da? Da, să rezolvăm. Okay. Super. Putem să rezolvăm prin segmente? Nu, prin segmente facem. Fără ca o margem. Deci, mama are 33 de ani. Da, uite. Adunăm 4 la amândouă. Deci, punem și 4 jos și mine și la mama. De 2 ori 4, nu? Da. Deci la 33 plus 8, adică plus 4 plus 4 se înțeleagă da, plus 8. Plus 8. Egal cu 41. Și el câte să aibă? Împreună au 47. Scădem 47 din 47 de 6. 6 împărțit la 3. 6 împărțit la 3. 3. Iau de 2. Deci, Ionuț are 2 ani. Ionuț are, răspuns corect. Ionuț 2 ani. Ana. Are 42, 6 ani. 6 ani. Și mama are 37 și cu 2, 39 ani. Pentru că el a gândit aici când am făcut majorarea asta, câte 2, 2, 2. Da? Și este mult mai simplu de rezolvat decât prin sistem. Da? Prin sistem. Prin segmente este mult mai văzut. Bun. Imediat. Imediat. Dar să fixăm algoritmul, modul în care gândim problema asta. Deci, pentru primul copil, deci mama cu câți copii o vede mai ce problema asta? Cu doi copii. Și cel de-al doilea copil spune că are vârsta nu știu cât. Primul are vârsta de cât vrei tu, stabilită, față de al doilea, da? Când se naște al doilea. Și de ce la vârsta mamei adunăm de două ori? De două ori vârsta asta, da? Și mai plusez în continuare de trei ori un număr, un multiplu de trei, ca să-ți vină foarte bine. De ce? Când mergi înapoi, să poți împărți la trei. Acum, vreau neapărat să faceți mama cu trei copii. Deci, mama și-o spune. Mama cu trei copii. În afară de Ana Ionuț și încă un copil vreau. Opuneți-mi o problemă să văd dacă mă descurc. Mama cu trei copii. Împreună
Au 71 de ani. Acum? Acum au 71 de ani. Împreună, da? Au 71 ani. Câți ani au fiecare, da? Sper că am făcut o câți ani au lucrat. Dar de ne-i stați la noastră. Cum de fapt a fost a lui... Deci, pe Ana, pe mama o luăm la 29 de ani. Pe Iulia o desenez 7 ani. Deci, pe Iulia, aici apare Iulia, nu? Da. Și merg și pun 7 ani. Aline îi pun 2 ani. Deci Alina, 2 ani. Și Răsemnă nu-i pun nimic încă. Și Răsemnă el lași? Lași așa. Și acum 29 plus 14 plus 6. Deci, atât cum zice, 29 plus 14, pentru că tu vezi până la momentul ăsta și mama s-a dus 7 ani, da? 14 și plus? 6. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 6, da? Deci faci o primă sumă, 29 plus 14, plus de 2, da? Și plus de 3 ori. Da, plus? Adică 6. Și va veni. Ca să înțeleagă toți prietenii noștri, o să spunem, plus 2 ori 7. Da. 2 ori 7 plus 3 ori 2. Da? Plus 3 ori 2. Da. Și vedeți cât ne dă? 49. 49. Acum, 49 din 71 scădem pe 49 și obținem. Hai, 9, acum. 2, 22, 22. Și 22 trebuie să se împarte exact la cât? 3, nu? La 4, la 4. 4. De ce se împarte la 3? Hai la 2. Deci 22, dacă îmi puneai 20, mergea. Dar stai să-ți împărte la multe ori dintre lucruri. Că ce l-ai dat Andrei? Că îmi puneai la 4. S-o gândim la 3. Probabil, la, nici la 3 nu am făcut o adunare aici. Da? Două, una. Acolo trebuia să fie 69. Împreună? Acolo împreună trebuia să fie 69. Împreună au 69. Ce doi? 69? Minus 49 vor fi 20. De 69. Minus 49. La 4 sunt... cei trei copii, am făcut. Sebe avea 5 ani. 20. Și acum, la Sebe... Bara 4. Da? Fățim de 4, 20 la 4 și egal cu 5 ani. Sebe avea 5 ani, Alina avea 7 ani. Așa. Iulia avea 15 ani. Deci... 5, da? Și cu 7 și cu 2, 9. Deci 2 crește și la ea. Da? 7 și 2, 9 și 14. 9 și 5, 14. Deci 5 ani se duce și aici. Vom avea câți aici? 5 aici. Vom avea? Vom avea 14. Da? 14 ani. Și mama? Și mama va avea? 41, da? Voi zici. 7 și cu 2 și cu 7, da? 43, 47, 7 cu 2 plus 5. Plus 5, adică 7 și 7, 14, da? 14 și cu 29. 43. Deci 43, da? 43, 14, aici 7 și 5. Și 5. Suma lor? 69. 69. Da? Corect. Deci observați, dacă am fost câți copii? Am fost 4, 3 copii, 3 copii și mama 4, ca persoane,
Deci trei copii, când am făcut problema cu doi copii, făceam așa, la mama, am adunat o singură dată șapte și până la urmă la creșterea celelalte cu trei dată. Când sunt acum trei copii, înseamnă de mama cu de două ori asta, de șapte și cu de trei ori, da? Trei și unde? Trei ori, că sunt deja trei persoane și de trei ori câte doi. Și găsim vârsta până la nașterea ultimului copil. Deci până la nașterea ultimului copil, găsim suma. Și scădem acum din toate suma aceea pe suma celor copiilor din față, a mamei și copiilor, și găsim un număr care trebuie să împarte exact la 4. Da? Asta e ar fi secretul. Și atunci merge foarte bine. Știu să ne dai și totul. Mama are 32 de ani. Deci mama avea 32 de ani. 32 de ani. Când s-a născut Alexandru. Bine, la fel. Da. Ionuț avea 6 ani. Când s-a născut cine a Alina. Alina. Și Alina avea 5 ani. Când s-a născut Sebi. Așa. Câți ani au câți ani au făcut? Nu, împreună acum, împreună ei au acum. Hai să aveau... Împreună au acum. Împreună au acum. Au 67 de ani. 67 de ani. Eu am luat 37 de ani. Deci facem 32 plus 12. 32 plus 2 ori 6. Plus 2 ori 6 plus 35 ori 3. Plus 5 ori 3, că sunt 59. Da. 59. 59, da. Și acum facem 67 minus 59. 67 minus 59. Și face 8. 8. Și împărțim la 4 și dă 2. 8 împărțim la 4. Mai va 2. Asta cu Sebi este egal cu 2. Sigur că la 2 are Sebi. Alina, sau Alina, da. 7. 7. Iulia, 13. Iulia, observăm că are... Are cu 6 ani. Da, deci 2 aici. Deci 2 aici și cu 5, 6, 11 și cu 2, 13 ani. Și mama 13 plus 32, adică 45. Mama 45. Da, este corect? Da, este corect pentru că a înțeles mecanismul, că în momentul în care a fixat asta, la 32 este de 2 ori, nu? De 2 ori 6, plus de 3 ori 5. Că e 1, 2, 3. Și găsește 59 și la 59 a adunat pe 8. Da? Ca să obții așa ceva. Eu am greșit, am pus 5, dar de 2 ori n-am pus de 3 ori și de asta am greșit. Am înțeles, da, păi este spectaculos. Că 5 vine de 3 ori. Am pus 5 ori de 2. Da. Deci de 2 ori ăsta. Da, și de 3 ori. De 3 ori ăsta. Și dacă ar fi 4 copii, ar fi același lucru. Ar veni. Mama are 30 de ani. La mama a zis. Și a greșit un loc. Așa. Am zis. Am pus, da, deci... am fi la trei copii, la doi, la trei, doi copii și trei persoane.
și am adăugat vârsta care avea 5 ani. Da, vedeți, mecanismul de formare și de aranjare a problemei acestea este relativ simplu după ce am înțeles problema. Deci, aici am compus o problemă cu 3 copii, da? Vreau să vă compuneți una cu 4 copii. Yes. Da, să văd cu 4 copii. Da, deci, cu 4 copii. Am făcut cu 2, ați înțeles, cu 3, acum cu 4 copii. Deci vine Iulia, 5 ani,
58, da? 58. Apoi vine... Apoi vine Alina, după 2 ani, are mai jos 2 ani. Și merge și mai sus. 2, 2. Dar vine și 2 și aici, 2 și aici. Da. Apoi vine Sebi cu 1 an. De Sebi, care începe de aici. 1, 1, 1 și 1. Și acum facem. 32 plus 10 plus 8 plus 4. 4 copii. Da. 32 plus 10. Deci vine 32 plus 2 ori 5. Plus 3 ori 2. Plus 3 ori 2. Plus 1 ori 4. 1 ori 4. Este egal cu 32 plus 10, 42 plus 6. 48 plus 4, 52. 52. 50 facem cu 58 minus 52, care îmi dea 6 ani. Și acum ajungem de 6 la 4 și nu se împarte. De 6 trebuie să nu împărți la 5. Și nu se împarte. Deci, sentarea acum... Nu, eu am pus rău, am încercat să spun că Sebi, când aveam un an, s-a dus cu Robert, adică s-a născut în același timp. Bună, ai zis cam ca în asta, da? Ai comparat pe ce l-a fost. Se bagi doi gemeni într-un fel. Gemeni, da. Da. Dar hai să mergem pe șablonul ăsta. Fără gemeni. Fără momentul acesta care le-ai propus. Le-ai propus tu, deși asta este o problemă foarte tare cu tinețe, cu capcana care ai băgat-o tu. Este un prilej să reflectăm asupra ei. Dar acum te invit pe tine să mergem în direcția asta. Când și mai dau cu 4, mai dau cu 4. Adică ar trebui să dai un număr care se împarte exact la 5, nu? 57 sau poți spui 57. 52 se adăugăm un multiplu de 5. 15. 15. Da, 10, 15. Hai să spunem plus 15. Plus 15. Și îmi dă aici 67. La momentul ăsta, când zici 67, atunci, cartea programă merge frumos. Facem 67 minus 52. Da, 67 minus 52. 52 și face. Și eu face 15. 15. Și 15 îl facem la 5. 15 îl facem la 5. 3. Deci înseamnă că Robert are 3 ani. Și acum răspunsul corect este așa. Robert. 3 ani. Sebi, 4 ani. Sebi, 4 ani. Alina, 7 ani. Alina, 6 ani. Iulia, 11 ani. Iulia, 11 ani. 11 ani. Și mama are 43 ani. Și mama? 43 ani. 43 ani. Poți să vă dau și eu pe mine sau? Da. Da. Și 22. 22. Dar cum trebuie să judec când dacă eu vreau să spun că ei doi sunt geni? Ia, trebuie să spui. Ia, spui că sunt geni. Sebi și Robert sunt geni. Păi nu știu Sebi avea un an când se naște Robert. Nu. Vrei cum amândoi? Nu, nu, nu. Trebuie găsit aici mecanismul ăsta de comparație. Când noi am zis așa, Iulia avea 5 ani, când s-a născut, nu, cum am zis noi. Mama avea, pentru că s-a născut Iulia. Iulia avea 5 ani când s-a născut următorul. Da. Sebi avea 0 ani când s-a născut. Alina avea 2 ani când s-a născut Robert și Sebi. Robert și Sebi. Da, dacă zici Robert și Sebi, aici e prins, da. E vizibil, iar vrea să fie comparația înapoi făcută, exact. Să fie ascunsă, să nu fie vizibilă. Dacă v-ai dat-o Robert și Sebi, care e? Ia dă-ți gemeni. Robert și Sebi l-a anunțat el că trebuie să-i pună pe cei doi. Deci, mai reflectăm la problema asta, cât să o putem prinde.
ea se devine foarte dificilă dacă în comparație, noi eram pus pe următorul comparație cu cel din față. Da. Da? Pe următorul comparație cu ăsta. Și atunci, de aceea, vă păstrăm în varianta asta, urmând să nu mai gândim la ea. Te rog să spui și tu. Mama a avea 47 de ani când s-a născut Iulia. 47 de ani. Dar am fost acum mici, mă. Ce? 47. 27. Mama 47. Eu mi-am vinut, mi-am 47. Gata. Am mai văzut cazul de excepție. Exact. Iulia avea 19 ani când s-a născut Calina. 19. Mare, ce mamă, e săraca. Nu mai văzut. Mai când s-a născut Calina. Calina avea 10 ani când s-a născut Semi. Așa. Semi avea 5 ani când s-a născut Robert. Și câți ani au în total? Nu-mi dispără. În total au 145. Da. 146, altă ceva. Săraca. Pune kilograme, cum zicea. Asta era pe timpul când profesorul mamei trăia 100 de ani. Așa. Da? Da, înainte la lui Hristos. Așa. Da. Bun. Sigur că pot să... Am înțeles ideea. Trebuie să fim, dacă vrem să o coborâm la realitate. Exact, numai cele mai tinere. Da. De ce există și la zi? Există, dar nu când 19 ani la al doilea copil, îți dai seama, avea 19 ani când am născut o trăbătoare. Da. Mama, ai păi seama că mama avea când am zărat, că 100 de ani mai născut și pe Robert. Păi pare rău, dar dacă am vrut el, am spunea să-mi nască cu mama. Da, o putea așa. Da, o putea așa. Da, 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 da. O să aflăm lucrurile astea, dar ce am reușit să vă arăt, mai ales aici, dacă ai fi făcut-o prin sisteme, deci dacă ai fi făcut-o prin sisteme, ar fost foarte dificil cu 3 și 4 copii. Că ar fost un sistem de 5 ecuații cu 5 necunoscute. Și foarte dificil de rezolvat. Da? Dar așa este mult mai simplu. Lasă mama în pace. Gata. Această mamă este un om care a muncit să-și facă copiii să aibă viață frumoasă. Păi la 7 zile, dacă a putut să iasă până la cea vor să înseamnă că e mânecă sănătos și copiii o să mănânce sănătos și... A fost 70 de ani când a născut la 2. La revedere! Să nu uitați de like, share, vă abonați, la propunul online. La revedere!